Arena Marina Năstasovici este o veritabilă sperietoare pentru CS Dinamo București. Echipa Ministerului Afacerilor Interne a plecat iarăși cu mâna goală de la Giurgiu. După 1-0 și 4-1 în sezonul precedent, SC Medunărea a trecut din nou de CS Dinamo pe teren propriu, provocându-i prima înfrângere din actuala stagiune. Unicul gol al meciului de vineri a fost marcat de Cătălin Bălțea după aproximativ 90 de secunde. Atacantul giurgiuvean l-a învins pe portarul advers după o pasă venită de la cea mai nouă achiziție a Dunării, Abubakar Compaore. Dunărenii își puteau dubla avantajul în următorul sfert de oră, după care a venit rândul oaspeților să amenințe poarta apărată de Stanciu. A fost un meci foarte, foarte încins, exact cum anticipam. Am realizat victoria, exact cum am propus, am reușit să marcăm repede. Ne-aș și dorit să mai marcăm cel puțin un gol în primele 15 minute. Nu s-a putut, după care am încercat inițiativa și am avut probleme în final primei reprize, unde puteam primi gol la câteva situații create de ei. Albaștrii au revenit în control în repriza secundă, însă ambele formații au trecut pe lângă marcarea unui nou gol. În minutul 90, echipa pregătită de Andrei Nemțescu a rămas în 10 după eliminarea lui Răzvan Mizdrescu, însă a reușit să încheie cu bine partida. La a doua repriză am echilibrat situația și s-a jucat deschis, mai puteam marca și noi. De asemenea, puteam și primi gol. Dar cred că e o victorie meritată și am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus, adică să câștigăm meciul acesta. Cu victoria de vineri, SC Medunărea a revenit pe loc de play-off, locul 4. Giurgiuvenii au 8 puncte și se pregătesc pentru următorul duel cu Cetatea Turnu Măgurele, ocupanta locului 9.